Stimați colegi, intervenția va fi foarte scurtă. Vreau doar atât să marchez faptul că, așa cum ați spus și așa cum a spus și reprezentantul Ministerului de Interne, 31 martie România intră parțial în Schengen, și anume prin Schengen maritim și Schengen aerian. Din acest motiv, o serie de facilități. 7 inițiative pe ordinea de zi, pentru că ăștia sunt în campanie electorală și nu mai au nevoie de inițiative legislative. Identității în momentul în care trec frontiera 7, atât. Statului român. Dar, în același timp, vorbește madame Pauliu, cea care nu s-a ridicat. Dreptul la liberă circulație al copiilor, și aici dacă ne referim la copiii până în 16 ani, care pot circula. Când am cerut moment de recolegere pentru românii morți în bombardamentul anglo-american din 4 aprilie 1944. Dar ne referim la imigrație, la imigranți, o serie de sancțiuni pe care legislația română trebuia să le adopte pentru a ne adapta, aș spui eu, acuiului Schengen. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegilor din Comisiile de Apărare și Comisia pentru Muncă, pentru votul în unanimitate în urma dezbaterii acestui proiect de lege. Dacă nu mai sunt, vă rog, consumatorul Dumnezeu. Iar vorbește USR-ul. Ia. Domnul președinte, în mod surprinzător, nu avem de gând să intervenim. Nu avea de gând. Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat un lucru magic. Schengen. Deci cineva din coaliția majoritară PSD-PNL. Doamne, ce prostii se aud aici din cauza faptului că sunt alegeri. Nu e interesat de nimic de după ăștia. Rușinoasă pentru acolo lucrurile. Pentru că s-a pus foarte s-au trezit. E foarte bine și vom vota și noi această inițiativă. Dar să susții că am fi intrat un pic în Schengen este o aberație. Deci, într-adevăr, cetățenii români care călătoresc cu avionul au câștigat 10 minute. Cetățenii români care conduc camioane pline cu bunuri românești care merg la export stau câte 3 zile în vamă. Stau câte 3 zile în vamă pentru că maie nu face nimic pentru ei, nu permite și nici Ministerul Transporturilor. Prevederile legate de modul în care copiii pot părăsi teritoriul, sunt și acelea discriminatorii. Pentru că dacă mergi cu avionul, ai mai avea o șansă să nu se uite la tine când treci granița. Dacă mergi cu camion sau mașina, ghinion, ești încă foarte departe de Schengen. Așa că rugămintea este să lăsați mai mare propaganda ca avem de discutat câteva chestiuni. Să faceți concret astfel că România să fie tratată egal cu celelalte țări din Europa și românii să nu se mai simtă discriminați și economia României să nu mai pierdă miliarde de euro în fiecare an din cauza neprofesionalismului guvernului PSD-PNL. Aoleu, dar n-ai fost la guvernare, de ce nu ai făcut? Da, mulțumesc frumos. Păi, cred că puteți să faceți lucrurile astea când ați fost la guvernare, nu? Că doar ați fost vreo 9 luni, tot ați fost. În 9 luni se năștea un copil. Până atunci puteați să dați noastră naștere unor legi care să ajute românii în afara granițelor țării. Nu vreți discriminare? Nu-i discriminați nici dumneavoastră, că sunteți primii care discriminați. În al doilea rând, tot poporul ăsta este condus de niște personaje care discriminează. Discriminăm pentru că avem 100.000 de muncitori străini, vorbim de migrație legală și ilegală. 100.000 de oameni pentru care au prioritate la angajare, în timp ce românii noștri din afara granițelor țării, peste aproape 10 milioane de români, dați afară tot de voi în 34 de ani, nu au cum să aibă parte de asemenea avantaje pe care le au cei care vin din afară și să se angajeze în România. Deci, domnilor, n-aveți decât să vă reproșați ce ați făcut în 9 luni de zile. Nimic. Da, vorbim de drepturi. În timp ce ai noștri sunt discriminați. Ia să vedem ce-i cu cercetare aici. Au fost 4 puncte pe ordinea de zi, au mai băgat unul astăzi peste linie. Statutul personal de cercetare, dezvoltare și inovare.
vedere vizuirea cadrului normativ actual, în aprobarea legii numărul 319. E clar, schimbă o altă mărie cu altă pălărie, cu aceeași mărie cu altă pălărie. 49 de pagini de lege. Nu e legea, cu tot respectul. O lege nu poate avea 49 de pagini, cu tot respectul. Iar pe oamenii ăștia nu i-a întrebat nimeni în cercetare. Consiliul Național al Rectorilor și Consiliul Instituțiilor Naționale de Cercetare și Dezvoltare din România. Vă rog să ne susțineți prezentul proiect în forma în care a fost aprobat și dezvoltat. Ia uzi. Vă mulțumesc. Și pentru cercetare câți bani se dau? E bine că avem legi și pic de bani pentru cercetare. Grade. Noi posturi, încadrarea personalului pe noi posturi. Doamne ferește, noi nu avem pic de bani acordați cercetării. Ce mai cercetăm? E clar, dacă e guvernul României, e prăpăt și jale. Și credeți-mă că e. În afară că discutăm de funcții aici, deci am câte 15 pagini, numai de funcții se vorbește. Altceva nimic. Acordarea gradelor profesionale, încadrarea pe funcții. Cum se dau examenele. Evaluarea periodică a performanței științifice. Așa, cine evaluează? Analfabeții funcționali? Mm-hmm. La dezbaterea proiectului de lege au și inculții. Conformitate cu prevederile articolului 63 din regulamentul Senatului Republican din partea guvernului reprezentanța ai Ministerului Informării și Digitalizării. În ședința din 15 aprilie 2024, membrii celor două comisii au hotărât în analiză de voturi să adopte raportul comun de admitere cu amendamente admise. Norocul spațiu european de cercetare în care se pot duce. Dar depinde, numai anumite documente au voie să cerceteze. Oricum avem de discutat niște chestiuni, trebuie să se intre pe ăștia niște chestii foarte interesante cu privire la ce s-a întâmplat ieri. Îi aștept la coritură, stai să discutăm despre proiecte. Țin să vă spun că am stat 6 ore la parchet pentru a depune pentru a dat declarație în dosarul de ultraj, șantaj, amenințare, violență domestică, pe care l-am formulat împotriva fostului meu soț. Și pe autosesizarea parchetului pe violență domestică și rele tratamente aplicate minorului, 6 ore de declarații, de audiere, de înregistrări, de probe și așa mai departe. Foarte greu să-ți amintești și să derulezi tot filmul, dar după ce am derulat tot filmul, mi-am dat seama de tot ceea ce s-a întâmplat și cum am dormit în pat cu dușmanul. Și au realizat și organele de anchetă ce se punea la cale împotriva mea. M-au și întrebat, doamnă, cum ați rezistat la asemenea presiuni, la asemenea șantaje? A meritat? Având în vedere că totuși s-au obținut multe lucruri pentru România și poporul român, a meritat. În rest, Dumnezeu va ști dacă a meritat toată lupta asta, eu mi-am făcut datoria, numai că a trebuit să iau atitudine în momentul în care violența domestică s-a extins asupra copiilor. Pentru că în momentul în care copiii sunt expuși violenței, trebuie să iei atitudine. Voi trece și peste asta.
să vedem ce vom face și la protecția copilului, pentru că o să leg acest dosar de mizeria aia de la protecția copilului. Însă vă spun că va trebui să începem în forță un program pentru protecția familiei, pentru protecția femeii și a copiilor în mediile familiale ale violenței domestice. Ia să vedem ce-i cu cercetarea. Da, mulțumesc frumos. 49 de pagini de discuții despre cercetare într-un domeniu, cercetarea care lipsește cu desăvârșire în România. Nicăieri nu scrie cât de unde luați toți banii, dar înțeleg că este un cadru de cercetare la nivelul Uniunii Europene, dar mă întreb câți cercetători mai există în România, câți mai pot rezista cu salariile sub mediocre și mă întreb când la capitolul evaluare, cine face evaluarea cercetărilor, cercetătorilor, analfabeții funcționali și inculții pe care i-ați angajat în cele mai înalte funcții, pentru că pe meritocrați n-ați făcut altceva decât să-i dați afară. În fond și la urma urmei este aceeași mărie cu altă pălărie, o altă lege pe care o scoateți doar pentru a bifa niște chestiuni pe care vi le cere Uniunea Europeană, dar nu ajutați cu nimic cercetarea. Mulțumesc că nu mai sunt parte de intervenție, pentru că ne dezbatem. Ați văzut cum se închide gura unui senator independent? Înțelegem nevoia de la comunitate pentru a asigura că zonele care sunt înțelepțite, chiar e nevoie de așa ceva. Cred că modul care a fost dezbătută această lege și sunt de acord... Iar și ăsta se aude, vrea să se audă și el să se afle întreabă. Arată că senatorul nici poate să îmbunătățească propunerile, poate să vină lucruri constructive și să se asigure că ce trimite la voi auziți? Este... Are valoarea adăugată substanțială prin muncă. Nu interesează traiul vostru de zi cu zi. Este un jalon în PNRR și de-aia îl fac. Au făcut o lege de 49 de pagini care nu arată absolut nimic. Absolut nimic, credeți-mă. De fapt, nu se ajută cu nimic și nu se dezvoltă deloc cercetarea. Este doar o chestie bifată. Și sunt convins că se poate face acest lucru dacă și... Deci după ce o adoptăm, aducem îmbunătățiri și corecții. Bravo, perfect. Deci ca să mai aibă Senatul și, mă rog, întregul Parlament ce să lucreze. Că altfel, cu patru inițiative legislative pe ordinea de zi, este o abureală de nedescris aici. Abureală. Nimeni nu se ocupă de nimic. Ăștia nu citesc proiectele de legi. Ia, păi dacă eu am deschis subiectul, gata, au început ăștia să ia atitudine. Cum naiba să spui tu că nu se, că e o lege? Ia, ăsta e bodoc, da, aoleo, ăsta e ceva de nedescris, tot timpul se găsește să... Ia uzi, asta e legea PSD-istă, știi, care trebuie să vorbească de cercetători. Ia uzi. Aia era. Băi, transparența nu înseamnă să nu o treci prin Parlament ca lumea și să nu întrebi cercetătorii care e problema lor, că ea mor de foame. Ai, băi, terminați-mă, nu mai avem nimic, nici cercetare, nici nimic. Ia uzi, e perfectibilă. Vedeți? Da. Deci eu normal trebuie să fiu ultima înscrisă la cuvânt. Pentru că sunt senator independent, n-am grup parlamentar. Pentru că eu am luat atitudine, da? Revoluție cercetare. Dacă s-ar face comparație... Acum vorbesc toți. La Sibiu s-au dus foarte mulți din SOS România, eu am rămas aici să rezolv problemele pentru că de aici vin toate ordinele. În momentul în care am ieșit în conferință de presă în fața sediului Omoriu IGP,
Imediat la, să zic, o oră, două, domnul făptuitorul, cel care a încercat să ne omoare președintele organizației Avrei, a fost reținut. Deci trebuie Diana Șoșoacă să se ducă la parchet, trebuie Diana Șoșoacă să facă conferințe de presă, trebuie Diana Șoșoacă să ia atitudine. Voi realizați cum merge țara asta? Deci dacă eu iau atitudine, acționează și instituțiile. Până atunci, da, ne-am trezit că un comunicat al Poliției Sibiu, IPJ Sibiu, că, vezi, doamne, a fost o altercație între doi oameni său, dacă nu intervenea Diana, rămânea doar o altercație aruncată în derizoriu și nu o tentativă de omor. Este? Deci tu te urci, spui lui ăla de ce adună semnături, te urci în mașină și te-l iei, efectiv, dai în el, îl urci pe capotă și îl arunci de pe capotă jos, pe bune? Am crezut că în perioada aceasta preelectorală există totuși măcar o reținere de a nu arunca cu noroi până și în cercetare. E capul vostru. Cercetarea regulii și de funcționare și de evaluare. N-are nicio regulă, pentru că e o bătaie de joc, efectiv. Nu mai aveți... care nu este remunerată. Și când spuneam că am crezut că am văzut de toate, da, asta este. Deci, un partid să dețină președinția unei comisii, să voteze în comisie în favoarea acestei legi, iar acum să ne lase șanțiața în privința exprimării unei intenții clare. Deci ăștia habar n-au de ce vin aici, vorbesc niște, ăsta ia luat cuvântul efectiv, numai prostii, cercetătorii nu au fost consultați. Au sunat nenumărați cu cercetători pentru că nu li se iau în considerare niciuna dintre opinii. Doamne ferește! Noroc că a revenit domnul Iohannis asupra legii astea, da? Domnul inițiator, dacă este prezent, dacă vreau să susțină comunitarea, nu sunt. Am prezut la un moment pregătit pentru comisie pentru ia să vedem. Le are pășta undeva de învățământ. Da, să stai 6 ore să dai declarație într-un dosar penal în care s-a început deja urmărirea penală împotriva suspectului Dumitru Silvestru Șoșoacă. Să se cerceteze absolut tot, pentru că nu este foarte clar, să știți că șantajul, amenințarea, ultrajul față de un demnitar al statului român, indiferent că ești soț sau orice ai fi, și abuzurile exercitate asupra unui demnitar al statului român și al oricărui stat, prin care îl forțezi să-și dea demisia sau îl forțezi să vândă locuri într-un partid sau îl forțezi să facă infracțiuni sau să nu-și exercite prerogativele sau să-și exercite prerogativele numai sub un control total al unei persoane din afara spectrului Parlamentului României, constituie o gravă infracțiune. Urmează o anchetă și un proces foarte grele și cred că sunt premieră în politica și în justiția românească. Probabil că va trebui să deschid cumva discuțiile și pe violența domestică, pentru că în România e un subiect tabu. Va trebui schimbată legislația și va trebui schimbată mentalitatea. Femeia va trebui respectată. Televiziunile care nu respectă dreptul la imagine al unui om, indiferent că este persoană publică, vor trebui, din punctul meu de vedere, să fie amendate și ulterior închise, dacă nu își revizuiesc comportamentul.
Nu, asta nu este dictatură, asta înseamnă să respecti dreptul unui om, în primul rând la replică, dreptul unui om la imagine, dreptul unui om la demnitate și onoare. Nu ai dreptul tu ca televiziune să-ți bagi joc de profesia, de intimitatea, de familia nimănui, indiferent că asta aduce rating. Și credeți-mă că România se va educa în timp. Suntem deficitari la acest capitol, suntem țara cu cel mai mare număr de femei victime ale violenței domestice din Uniunea Europeană. Mi-e frică să fac un clasament la nivel internațional unde ne aflăm, vă spun eu, pe podium. Pentru că realitatea românească arată că femeia română, românca noastră, este obișnuită să fie călcată în picioare, să fie insultată, ba și că am văzut și femei care pactizează cu agresorul și am impresia că ar trebui să se ducă un pic la psiholog, pentru că ăsta este cumva un sindrom Stockholm extrapolat așa, pentru că vorbesc de femei care nu au fost agresate de respectivul, dar care îl susțin, deși dovezile le contrazic. Probabil că toate aceste dosare deschise și tot acest caz al meu vor deschide o cutie a Pandorei. Pentru că în România aceste subiecte sunt tabu. Pentru că în România femeia este desconsiderat. Este calul de bătaie al bărbaților. O să spuneți, da, sunt și bărbați. Nu, sunt foarte puțini bărbați agresați de femei. Hai să fim serioși. Trebuie să fie o super luptătoare și antrenată ca să poți să faci față forței unui bărbat și mai ales unul care și consumă băuturi alcoolice și după aceea își mărește forța efectiv. Presiunile la care sunt supuse multe femei sunt complete. Știți că sunt bărbați care nu suportă ca femeia de lângă ei, ca femeia de lângă ei să fie mai presus decât ei. Nu ai voie să evoluezi mai mult decât un bărbat, nu ai voie să obții mai multe succese decât bărbatul tău. Invidia și grobianismul și violențele fizice, dar atenție și cele psihoemoționale care, conform studiilor, sunt mai grave decât violențele fizice, iar cele cibernetice și spirituale deja sunt la un stadiu extrem de înaintat de cercetare. Numai în România aceste lucruri sunt necunoscute atât pentru cetățeni, cât mai ales pentru instituții. Și este rușinos pentru justiția românească să cadă lamentabil în aceste condiții și să nu înțeleagă ce înseamnă abuzul psihoemoțional, violența psihoemoțională, violența cibernetică, violența spirituală. Măcar, doamnelor judecători, doamnelor procurori, atunci când intrați într-un asemenea caz, măcar să fiți interesate să studiați. Da, știu că munciți mult, dar asta nu înseamnă că nu studiați și nu aprofundați unde alta, dar hotărârile pe care le-ați emis în cele două dosare de anularea ordinului de interdicție, de protecție, credeți-mă, a stârnit furie din partea unor
prestigioși judecători, de exemplu din Italia, unde am trimis hotărârea, sau din Statele Unite ale Americii, unde și-au pus mâinile în cap și mi-au spus de unde atâta incompetență, de unde atâta neștiință, cum este posibil ca justiția românească să nu știe ce înseamnă aceste lucruri și din motivare să reiasă că trebuia să fiu bătută sau omorâtă ca să se iau act de un ordin de protecție dispus de instanță. Nu-i nimic. Am destulă răbdare, așa cum am avut și cu introducerea raportului de expertizei psihologice în procesele din România în urmă cu 18 ani. Cred. Când nimeni nu accepta așa ceva, eu am reușit să obțin. Așa că am destulă răbdare și mai ales în calitate de senator, nu numai de avocat, am dublă obligație de a duce mai departe acest proiect și a conștientiza atât opinia publică cât și lumea juridică de gravitatea violențelor verbale, psihoemoționale, cibernetice, spirituale. O să ajung și la capitolul de încercarea, tentativa de omor a președintelui organizației AVRIG, a Partidului SOS România, de către un membru PNL, pentru că îl deranja că adună semnături pentru a candida local. O să vedeți. Știu că sunt multe femei care trăiesc în România cu frica. Da, da, așa este. Domnul este sub tratament în acest moment. O să vă rog să înțelegeți că nu mi se permite să dau date despre amănunte despre starea lui de sănătate. S-au făcut toate investigațiile aferente. Sunt te pup imediat. Ia-ți. Cine să mă trimită pe mine în delegație? Eu plec eu cu partidul meu. Vreți să spun? Ah, ok, da. Da, nu, că niciodată nu plec în timpul sesiunii. Totdeauna de miercuri încolo. Nu. Da. S-a ajuns în politică atât să existe presiuni exercitate pe intermediul soțului pentru ca soția senator să demisioneze din Senatul României. S-a ajuns în România ca în timpul nici măcar campaniei electorale strângerii de semnături un om, un candidat, un cetățean român care își exercită un drept de a candida dându-se cu mașina peste el, slavă Domnului că nu a murit, sper să nu rămână cu sechele, evident că are un anumit tratament, evident că este sub supraveghere medicală, pentru că există posibilitatea să existe infecțiuni grave ale coloanei vertebrale. Sunt cele mai cumplite, v-am spus. Eu am stat o lună jumate nemișcată în pat. În Constanța este al treilea de când se implementează, pentru că USR și-a dorit foarte tare și a prindemnit Consiliul Local a votat această inițiativă. Este al treilea an când se bugetează un proiect de bugetare participativă la care participă cetățenii unei localități. Din păcate, primarul PNL din Constanța a ales să blocheze proiectele de pe ghida mea, dar asta este altă discuție. Cu ce avem noi, cu ce nu
suntem de acord că inhibirea unui plafon minim de la care să pornească bugetul, atâta timp cât autoritățile locale au autonomie locală, haideți să ne lăsăm această autonomie, pentru că, la fel vă dau exemplu din Constanța, dar de ce nu ne dați exemplu de la sectorul 1? A fost bugetat cu 5 milioane de lei. Fiecare poate să-și bugeteze cu ce sumă consideră de cuvință în funcție de proiectele respective. Și nu cred că îi vârstă vreun... Dacă i-a închis și lui ăsta, Mau. Lasă, vezi ce bine! Mulțumesc. Da. Da, minutul de diamant. Dacă n-ar fi luat însu cuvântul, nu aș fi luat nici eu. Dar aș vrea să-l întreb de ce nu a menționat sectorul 1 cu hoața de Clotilde Arman pusă acolo pe furtul voturilor. De ce nu vorbiți de sectorul 1? Acolo de ce n-ați făcut nimic? Acolo cine v-a mai oprit? Tot procurorii sau cine? Nu s-au mai putut fura sacii de, nu s-au mai putut fura sacii de voturi? Nu vă e rușine să vorbiți de chestiuni de genul ăsta când sunteți primii penali ai țării? Voi care nu vă mai săturați de distrugerea mentalității copiilor, de promiscuitatea pe care le-o băgați în cap non-stop? Ce tot arătați atâta cu degetul? Mai vorbiți și de Clotilde Arman și de sectorul 1. Hai, lasă că m-am săturat să aud toate prostiile și elucubrațiile USR-ului. La punctul 7 al proiectului de completare al articolului 16 din legea 324 din cooperarea judiciară internațională în materie penală, articolul 83, de 8 aprilie 2024, de care se dezbate de generale, au făcut domnul secretar de stat de justiție pentru prezentarea proiectului de lege. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doar în anul 2023, de la bugetul de stat al României, a fost cheltuită o sumă de aproximativ 10 milioane de lei, mai exact, 10 milioane, 25 milioane. Să vedeți aici ce e. Cu returnarea... Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Față de această situație, venim în fața dumneavoastră astăzi cu un proiect de lege care urmărește limitarea acestui fenomen așa. Și descurajarea acestei atitudini infracționale. Două prevederi simple și corecte, spunem noi, care au la bază principiul fugarul plătește. În primul rând, din ce să plătească? Proiectul de act normativ, costurile aferente plămării persoanelor care se sustrag de la urmărirea penală sau judecată vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare. Și în al doilea rând, din ce să plătească, frate, că în general ăștia n-au din ce plăti, au un drept de regres. Au un drept de regres oricum. Aveți un drept de regres oricum. Deci avea un drept de regres oricum. Puteau să-și recupereze oricând. Deci ăștia nu știu cu ce să mai... Ia să vedeți voi acum că e vorba de penal. Hai să vedem. Vorbim de justiție? Am înțeles. Ordinar, da, caracter ordinar. Ia să te ții. Cine mai vorbește? Guvernul României. Am înțeles. Da, adică să-și recupereze cheltuielile de la cei care se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată. Și persoanelor fugari.
De altfel, este absolut incredibil resursele financiare care sunt puse la dispoziție pentru asociarea a acestor persoane care fac sustrag. Fugarii, am înțeles. Deci de fugari vorbim, da? Hai să vedem, dar ei ce fac cu fugarii lor din PNL? 2020 a fost dispusă vrea până la internațională pe 1.026 persoane. 1530 de persoane. Am înțeles. Ia uite. Suflă vântul pe aici, fraților. Suflă vântul. Toată lumea e plecată, doarme, n-are nicio treabă. Da? Doar în 2023, peste 2 milioane de euro au fost cheltuite din bugetul statului. La cât fură ăștia 2 milioane de euro, sunt zero bara. Deci pe ăștia interesează, ia fiți atenți, cât îi interesează... Așa, din ce o să vă răspundă? Din ce averi? Că ăștia n-au averi, n-au nimica. Ia să vedem. Grupul liberal, am înțeles. E vorba de fugari. Am înțeles. Ba da, i-a prins de la început. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să mă cadrez în timp să nu tăiați microfonul, pentru că senatoarea sovietică a avut posibilitatea să-și exprime aberațiile în plenul Senatului, spunând lucruri pe care, bineînțeles, că nu le cunoaște. Senatoarea sovietică, am înțeles. Să se urce pe rachetele lansate de Putin, numai să-i facă... Da, mă, dar eu pot... Revenind la subiectul... Hai, nu te mai împletici, te-ai emoționat de racheta lui Putin. Vezi să nu te lovească racheta lui Putin în cap. Justiție este într-o depasare exotică în Brazilia și eu sper că dacă s-a dus acolo, va și rezolvat unele chestiuni care țin de justiția română și care nu suportă. Când ți-o veni racheta lui Putin în cap, o să... Da, hai să vezi ce-i dau. Când te-o lovi în scăfârlie racheta lui Putin, noroc că n-ai creier, n-o să fie nimic pe niciun perete. Dar în al doilea rând vorbeați de fugari. Da, mulțumesc. Vorbim la subiect. Vorbim de fugari. PNL-ul vorbește de fugari. Numai ieri un membru PNL a dat cu mașina peste un membru al partidului SS România care aduna semnături în Avrig, a fugit de la locul faptei, l-a luat pe capot, l-a aruncat și a dispus organelor de urmărire penală să nu se implice. Asta a fost ordinul dumneavoastră. Până n-am făcut conferință de presă, parchetul nu s-a sesizat. Un om este aproape paralizat din cauza PNL-ului care a început să amenințe cu moartea membrii SS România. Atât de tare vă e frică de noi, să vă fie. Numai că noi lucrăm pe lege și ocupați-vă de fugarii dumneavoastră din partid și de tentativele de omor. Vă mulțumesc. Stimați colegi, la primul punct am prezentat un proiect de lege pentru aprobarea operațiunii. Credeți că iert? Stați să vedeți ce urmează de acum încolo. Stați să vedeți. O să-i lovească racheta lui Putin. Stai așa un pic. Reamintesc faptul că avem 4 colegi care votează fără cartele. Domnul senator de nou a fost ei din membru. Domnul senator Mihai Alcă la Oleg și domnul senator Mihai. Să vezi tu ce-i lovește racheta lui Putin de nu se văd ăștia. Trecând la vot asupra proiectului de lege, prezesc raportul cu un alt senatoare sovietică. Nașpa! Organice senatul din prima cameră sesizată. Ce să zic? Să facem canalul, deci, nu? Dacă vorbim de sovietizare. Facem canalul Dunăre București cu ăștia care se tem de șoșoacă. Bravo! Excelent! Băi, frate, eu nu pot să votez o lege prin care dați drepturi muncitorilor străini să vină în țara mea în timp ce românii mei stau afară și nu pot veni în țară. 89 de voturi pentru 3 ani. S-a adăugat colegilor care... Votează fără cartele și domnul senator Vladimir. Deci
89 de voturi pentru 3 abțineri. Bun, stați să vedeți, stați să vedeți ce le fac eu ăstora, mama lor. Nu omoară mie nimeni, mă, membrii partidului. Nu vă luați pe nimeni. A să le fie frică. Să te ții tu rachetele lui Putin direct în capul ăstora. Mă prost iau în cap. Sovietic, rachetele lui Putin, până una alta sunt rachetele NATO care distrug absolut tot. Ce bani le dați, mă, la cercetare, că nu le dați nimic, absolut nimic. Nimic le dau ăștia. Ce să votezi? N-ai ce să votezi. Au tăcut? Cum să vorbească ei de așa ceva, frate? Cum să vorbească? Ia, el 184, vot abținere, nu mă interesează. Iată, asta cu contextul globalizării, internaționalizării educației, auzi și că în, având în vedere pandemia, globalizarea, bă, băieți, cum să votez eu așa ceva? Ia uite, COVID-19... Ce asta? A, 163, ia lălaltul. A, pe aia au lăsat-o? De ce au lăsat? A, că e organică și nu au oameni să voteze. A, n-au majoritate. Așa fac. Când nu au senatorii prezenți astfel încât să aibă votul, da? Majoritar, nu votează legile organice, pentru care le trebuie 69 de voturi pentru. Nu le votează, le lasă pentru data viitoare. Degeaba mă opun eu, pentru că ăștia au majoritate și votează împotriva mea. Plus că au votat ca regulamentul se schimbe, să nu am voie să invoc probleme de ordin procedural. Deci, aici e o discriminare totală. Păi cum, nu suntem toți egali în fața legii? Nu suntem toți aleși? Nu toți ar trebui să avem același drepturi? Ia uzi. Plasament colectiv în valori mobiliare. Stai și nu vreau, mă, lasă-mă în pace. Deja e ordonanță de urgență, își produce efectele, o trec efectiv de a... nu știu de ce o trec. 22 de voturi pentru. Bineînțeles, totul venit de la UE. Ia uzi. A fost adoptat, frate. Și contează că, nu, că te opui, ce contează? Raportul programului misiilor este respectiv administrative care face parte din categoria legilor ordinare. Ci că proiecte propuse și votate de locuitori în cadrul procedurii bugetării participative. Păi dar în primul rând pe locuitori nici măcar nu-i lasă să participe la ședințe, da? Păi să mai și voteze. Inimaginabil. Inimaginabil. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. 13 abțineri. Raportul de respingere a fost adoptat, iar legislativ este respinsă. La ultimul punct. Avem proiect de lege pentru completarea articolului 16 din legea 300/2004, operare financiară internațională în materie penală, 183/2004, raportul comisiei de arbitraj de lege care face parte din categoria legilor ordinare, sunt amese în prima cameră să se zică. Da, ăsta e singurul care trebuie votat, că în rest nu avem nevoie. Asta e în dreptul de regres. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cu cine vorbim, ce facem.
mă duc să semnez contica. Aici cu contica, să știți, dar nu contează, doar dacă lipsesc eu vreodată sau nu mă semnez, atunci se iau banii. Dacă ăștia semnează, ei își iau banii integral. Vezi? Pentru unii mumă, pentru alții ciuma. Da? Pa! Deci, uitați-vă cum se înghesuie toți acum să plece. Primul care a plecat a fost Vela. A zbuchit-o, frate, de nu s-a văzut. Toți fug. Efectiv. Ia. Aici trebuie să mergi efectiv cu ăsta deschis, pentru că altfel, cine știe ce se întâmplă? 6. Da, aici trebuie să mergi tot timpul cu ăsta deschis, să ai probe. Altfel e prăpăt. Ia să vedem, să vorbim aici. Mulțumesc frumos, domnule profesor. Ia. Bună ziua! Da, cu ăștia trebuie mers doar cu filmatul. Atât. Mai am răspuns? Foarte bine, mulțumesc frumos! Perfect! Ia! Ia, stai un pic. Vreau și eu să întreb ceva aici. Ia stați un pic. Bună ziua, domnul președinte. Am și o întrebare. În PNL se știe despre ce s-a întâmplat la Vrig, când ieri un membru al dumneavoastră, vreau să vă aduc eu la cunoștință și poate luați atitudine, vă rog, pentru că un membru al dumneavoastră, vă spun eu, bun, un membru al dumneavoastră l-a văzut pe un președintele organizației SOS România Vrig, adunând semnături. A fost foarte multă lume, s-a filmat, el a întrebat de ce adună semnături, s-a urcat la volan, a intrat în membru nostru, l-a urcat pe capotă, l-a dus câțiva metri, l-a aruncat pe jos, are grave probleme de coloană și de cap. Până nu am dat eu telefon, nume nu a permis, eu știu, dar ce poate să spună PNL-ul în această situație? Cum vă pronunțați în asemenea situație? E normal ca nici în campanie electorală un om să nu-și exercite drepturile electorale. Legii, organismul de abilitate, au datoria de a interveni. Și dumneavoastră, ca membru al PNL-ului, membru marcant, cum puteți așa solicita PNL-ul să ne fie omorâți membrii noștri a SOS România? În nicio formă și știți foarte bine că nu. În momentul în care voi avea cunoștință despre detalii, este posibil să faceți și o conferință, un răspuns la acest, un comunicat măcar cu privire la această problemă, pentru că deja, de-abia după ce am făcut eu conferință de presă, s-a reținut și acel om a fugit de la locul faptei. Se vor confirma și în măsura în care vom avea și un răspuns de la organele abilitate pentru aceste cercetări, cu siguranță. Și până acum nu știți. Eu personal nu știu. Nu știți, am înțeles. Deci s-a ascuns asta în PNL. Am înțeles. Mulțumesc frumos, domnule Câmpeanu. Vă spun eu, au fost, deja sunt comunicate de presă, au fost televiziunile. Știu, dar vă aduc eu la cunoștință și vă respectuos, vă solicit, da? Având în vedere colaborarea noastră bună de aici, pentru că sunt președintele Partidului SOS România, respectuos vă solicit să luați atitudine și vreau și eu un răspuns. Dacă este normal într-o țară democratică să avem parte de unul care omoară un om pentru că vrea să candideze. Astfel de gesturi în măsura în care se confirmă, în mod evident, nu sunt normale în niciun fel de țară. Bun, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos, domnule Câmpeanu. Bun, deci nu se știe la conducerea PNL. Bineînțeles că nu i-au spus domnului Câmpeanu, dar ceilalți știau, pentru că doamna Pauliu, când eu am vorbit acum, a început să-și facă semne cuță gârlaș, au început să-și facă semne între ei. Ce se fac? Păi vă credea cineva că eu o să mă opresc? Ia să vedem dacă domnul Ciucă o fi pe aici. Să ne spună și nouă dacă e normal. E pe aici? Mircea? Este Ciucă al nostru pe aici? La ora asta nu mai e nimeni. Suntem singurii proști care mai venim pe la serviciu. Dacă vouă vi se pare normal să avem astfel de cazuri aici în care
un candidat să fie omorât efectiv doar pentru că își exercită dreptul de a candida, pe cine să găsesc? Pe Sumasă, nu? S-a ascuns. Am înțeles. Ia uite, memoriu fermierilor. Ia fiți atenți aici, 17 pagini de răspuns pentru fermieri. Da? Singura care a făcut interpelare pe toată problematica fermierilor. Ia fiți atenți, i-a luat referitor la revendicarea 13-15. Fiți atenți aici, dragi fermieri, aveți răspunsuri la toate întrebările pe care eu vi le-am preluat ca urmare a depunerii memoriului vostru la Senat. Și aici o să am o emisiune în care o să vă citesc întregul răspuns, o să-l fac public, astfel încât să știți ce aveți de făcut, da? Bun. Ca să înțelegeți cine este unicul parlamentar căruia îi pasă de oameni, da? Nu mă las, credeți-mă că nu mă las. M-am săturat de locul ăsta doar pentru că vor să candideze la funcție de primar, de consilier și își exercită un drept constituțional, acela de a fi ales. Da? Dacă n-au aflat, nicio problemă, au aflat acum de la mine din Parlament, atât de la microfon, cât după ce am discutat cu domnul profesor Câmpeanu. Eu, domnul profesor Câmpeanu, eu n-am ce să-i reproșez în ceea ce mă privește. Întotdeauna a fost respectuos, de bun simț, de aceea mă bucur că i-am transmis dânsului, pentru că sunt sigură că se va interesa. Știu că nu le-a picat bine, dar să știți că alt personaj din PNL cu funcție nu era. Am vrut să-l vorbesc cu Vela, însă Vela a ieșit din sală cu câteva minute înainte să se termine ședința. De ce Vela? Pentru că el a fost ministru de interne și aș vrea și eu să știu cum gândește un fost ministru de interne raportat la această problemă. Dar a fugit, probabil că a simțit-o, că se pune ceva la cale, mai ales după ce am luat atitudine la microfon. Ia să vedeți ce pe aici. Ia fiți atenți. Aici e barul de la Senat. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem dacă ciucul nostru este la birou. Presupun că l-au scos repede din Senat ca nu cumva să se întâlnească cu uraganul Șoșoacă. Am înțeles. Stai să vezi când o fi tsunami. Să te ții. Bună ziua! Mai e domnul Ciucă? Nu mai e? Și nu mai e nimeni? Nici secretara? Nimeni? Păi... Pot? Da? Au, și sigilat! Doamne, așa se sigilează în fiecare zi? Da. Nu cred așa ceva. Deci atâta e sigiliu pe ușa președintelui Senatului, nu? De ce? Cine fură ce de acolo? Și în fiecare dimineață deschide sigiliu? Pă bune? Și fiecare, după ce pleacă se închide tot cu sigiliu? Mulțumesc frumos! Păi, uite, asta n-am observat-o până acum, că dacă eu tot timpul plec de colo-colo,
Deci, cabinetul președintelui Senatului se sigilează. Eu cred că nu folosesc prea multe sigilii pentru că domnul președinte al Senatului nu prea vine la muncă. Dânsul, fiind general, consideră că acolo unde ordonă dânsul, acolo nu-i nici tocmeală, nu? Ei, deci... Ce v-am zis eu că ăsta nu e pe aici? Păi, numai proștii lucrează, înțelegeți? N-am avut nici majoritate pentru lege organică, au venit doar câțiva, pentru că restul stau acasă. Dar să știți că bani pentru ziua de azi încasează, chiar dacă nu vin la muncă, pentru că ei se acoperă unii pe alții. Asta e problema. Bun, acum... Inimaginabil. O să mă duc la birou pentru că am de lucrat foarte mult. Se deosebire de ăștia, eu lucrez foarte mult și o să mă interesez primul lucru, o să mă interesez de starea de sănătate a președintelui nostru de la Vrig. Încă erau făcute analize. A? Vorbesc cu fanii mei. Ah. Hai că nu te filmez, e ok. Da. Te pup, mersi. Ok. Dar să nu fie președintele Senatului, să nu mai fie nici secretara, iar biroul să fie sigilat? Inimaginabil, oameni buni. Despre ce vorbim aici? Mulțumesc. E un dolce far niente, fraților. Dolce far niente. Ia, asta este... Dacă erau făcute trape pentru persoanele cu dizabilități, nu mai era cazul să vă mai chinuiți așa. Numai că Senatul nu are trapă pentru persoanele cu dizabilități. De exemplu, măcar că a fost în urmă câteva luni Cazanciuc, a avut o problemă. A avut piciorul în gips, a venit și cu scaunul și mă întreb pe unde Dumnezeu a intrat. Măcar pentru chestia asta s-a fi făcut o rampă de persoane cu dizabilități. N-ai să vezi. Acum e domnul profesor Cercel, umblă în baston. Nici pentru el nu au făcut, se chinuie. Deci, eu nu vorbesc de personaje, eu vorbesc de faptul că există inclusiv din rândul lor persoane care, pentru o perioadă de timp, sunt persoane cu dizabilități și nici măcar așa nu se gândesc să facă o rampă pentru persoane cu dizabilități. Da. Mamă, ce demerțane pe aici, fraților. Băi, fraților. Merțane, Audi. Hai de capul meu. Ce vorbești, frate? Deci, mă bucur că au mai adăugat câteva inițiative legislative pe ordinea de zi, că erau doar vreo 4. Bine că s-au trezit și or fi zis, bă, e cam nesimțită chestia asta, dar nu venim doar pentru 4. Și au făcut 7. Da? Bă. Vă pup! Bă. Așa că, dragilor, în acest moment părăsim incinta Senatului României. O să închid pentru că vreau să văd dacă au ieșit analizele președintelui nostru de la Vrig. Deja s-au dus oamenii noștri acolo. Eu azi am acționat aici. Vreau să văd ce s-a întâmplat, dacă organele statului își fac treaba. Mai trebuie să formulez un denunț pentru
Spitalul Sfântul Pantelimon. Mai am vreo câteva din pandemie. Așa că voi reveni. Și mai avem de făcut inclusiv un denunț împotriva lui Rafila, pentru că mi se pare inacceptabil ca un ministru să aibă o asemenea declarație, să nu se implice. Și știu de la întâlnirea mea cu dânsul, când mi-a spus că nu e problema lui, că e problema primăriilor. Nu, domnule Rafila, fiind ministru al sănătății, este strict problema dumneavoastră. Iar dacă nu sunteți în stare să conștientizați problemele poporului român și nu vă pasă, înseamnă că nu meritați, oricum nu meritați locul acela. Părerea mea e că ar fi trebuit să rămâneți pe specializarea dumneavoastră, specializarea dumneavoastră. Nu sunteți nici pentru a ne reprezenta la OMS. De fapt, ar fi trebuit până acum să încheiați orice colaborare cu OMS-ul, așa cum v-am solicitat și dumneavoastră, dar și celorlalți antecesori ai dumneavoastră, să anulați tratatul cu OMS, pentru că n-avem nevoie de o structură supra-instituțională. O să vorbesc cu avocații astăzi să facem aceste demersuri plus denunți împotriva Spitalului Sfântul Pantelimon. Îmi pare rău, acolo știu că lucrează și medici foarte buni și medici care își fac datoria. Nu la ei mă refer, dar trebuie să se schimbe un pic paradigma aceasta a spitalelor, pentru că este inacceptabil ceea ce se întâmplă în România. Și da, domnule Rafila, sunteți vinovat și dumneavoastră și toți, nu știu, zecile de miniștri de sănătate care ați ocupat vremelnic scaunul de ministru în Ministerul Sănătății. Pentru că știu, da, este un calcul politic, dar înainte de a fi un calcul politic, este vorba de om. Esența, exact ceea ce v-am spus eu, pentru Partidul SOS România, pentru mine și pentru orice om credincios care crede efectiv în Dumnezeu, omul este pus în centru. Ne raportăm la om. Dragi infractori din PNL, PSD, USR, UDMR, AUR, da? Știți voi de ce spun AUR, da? Agențiile alea în care v-ați plasat directorii care câștigă 10.000 de euro pe lună. Pentru că așa ați avut aranjamentul cu PSD-ul. Toate aceste... În momentul în care pentru voi nu mai contează omul, nici voi nu mai contați pentru noi, oamenii. Oameni buni, vă îmbrățișez cu drag. Ați asistat la o ședință a Senatului României în care s-a luat atitudine. Acum Partidul Național Liberal nu mai poate menționa că nu a fost înștiințat. Nu veniți la mine cu scheme din alea că nu e membru PNL și să-i anulați adeziunea, că nu merge, toată lumea știe acolo. Nu merge. Iar dacă faceți chestia asta, atenție că e o altă infracțiune. Și credeți-mă că nu voi pregeta să fac plângeri penale, denunțuri, împotriva conducerii PNL-ului pentru distrugere de documente. Atenție! Este dreptul nostru de a candida, este dreptul nostru de a lupta împotriva unui sistem corupt și este obligația noastră de a ne elibera și de a lupta împotriva unui sistem corupt. Credeți-mă, cu SOS România nu merg negocierile. Nu. Decât dacă vorbim despre interesul primordial al societății omenești, omul în prim plan, dacă vorbim despre interesul exclusiv al României și al poporului român, dacă vorbim de iubirea de națiune, dacă vorbim de apărarea națiunii, și atunci putem să negociem cu următorul motto. Pe aici nu se trece. Și peste Constituție nu se trece. Peste Biblie nu se trece. Doamne ajută!